Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Bă, ce dor îmi era să fac chestia asta și să zic la un nou episod de Brawl Stars. N-am mai făcut-o de foarte mult timp și vreau să vă dau câteva detalii despre ce se va întâmpla, adică ce vom face pe viitor și de ce nu am mai făcut Brawl Stars până acum, pentru că am văzut foarte multe întrebări pe live-uri în care îmi spuneați că bă, Madalin, te-ai lăsat de Brawl Stars sau ce s-a întâmplat cu tine de nu mai joci Brawl Stars și așa mai departe. Eu m-am jucat, dar nu am mai făcut pentru că nu am avut un conținut și nu am mai fost susținere pe live, mai mult îmi luam hate și înjurături în ghilimele, cum să spun așa, că m-am ajuns jocul ăsta care e mort. Știți bine că așa se întâmpla și că atunci când jucam Clash Royale și murise. După aia a apărut Brawl Stars și acum iar se întâmplă același lucru. Din păcate asta e comunitatea, n-ai ce să faci, dar înainte de a începe, dacă vreți să susțineți jocul acesta Brawl Stars și vreți să mă susțineți pe mine, vă jucați din suflet acolo un mare, mare like, este gratis și oricine poate să o facă și așa văd că vă mai doriți să mai facem Brawl Stars pe canal. Sau vreți să mai facem live-uri sau să ne mai bătem capul pentru un rank 35 pe canal. Totul depinde de voi. Nu uitați să vă și abonați, cei care mai sunteți noi pe aici și veniți pentru Brawl Stars și poate nu sunteți abonați cu mare drag. Și acum hai să vă spun și ce s-a întâmplat. Deci, eu n-am mai postat și n-am mai filmat Brawl Stars pentru că efectiv nu este content. O să vă explic imediat și o să și povestim pe acest episod de ce consider eu faptul că Brawl Stars-ul a murit categoric, adică a murit atât de tare, care sunt factorii care l-au adus ca acest joc să o ia în jos și pe lângă faptul ăsta, dacă credeți voi că Rank 35 este un content bun pentru canalul meu, eu mă îndoiesc, pentru că gândiți-vă doar puțin, am făcut Otis-ul ăsta în vreo 7 ore și în 10 ore am făcut Bonnie Rank 35, ia uitați, și am făcut pentru Bonnie Rank 35, cred că dacă mă uit acum, nici 20.000 de vizionări și eu am stat pentru această Bonnie 10 ore, în total 17 ore cu Otis cu tot. Și s-a meritat? Nu chiar. Mai bine reușeam, adică mă jucam Stumble Guys, dau exemplu, și nu erau nervii atât de mari, mai bine făceam orice altceva, în timpul ăla dormeam sau decât să fac pe canalul meu un rank 35. Pentru că nu s-a uitat nimeni și n-a avut nimeni răbdare ca să se uite. Dar poate o să vină Star Power-ul ăsta nou pe Otis, gadgetul deja a venit și o să facem un maraton. Acum o să fie și un challenge. O să fie un challenge, probabil a doua zi, știți cum este vorba aia, puterea editului, o să jucăm pe acest episod la challenge pentru a lua emote-uri gratis și da, exact ce vă spuneam, contentul de pe acest joc este mort. Singurul lucru ce ține jocul în viață este acel brawler nou care vine odată la luna, dar vedeți bine că acum vara acesta a fost un brawler la 2 luni. Cu ce să ține jocul ăsta în viață? Cu un game mode, un mystery mode, cu skin-uri pe care le bagă cu 50 de lei fiecare skin. Asta înseamnă content? Nu bro, asta nu este content. Înainte nu știu cum naiba reușeam ca să-mi țin canalul și să cumpăr un skin, să reușesc să fac like-urile respective pentru skin-ul respectiv, când acum poți să cumperi cred că și toate skin-urile și nu o să mai faci nici, cred că 2-3 mii de like-uri. Ba la pariu treaba asta. Și da, până să dăm drumul la challenge ca să jucăm, pentru că trebuie să aștept neapărat 12 ore, dar v-am zis, puterea editului contează foarte mult. Da, cred că lucrurile ce au adus la moartea jocului acestuia pot spune că sunt gear-urile, dar înainte de gear-uri sunt power-up-urile, că au băgat de la Power 10 la Power 9 de fapt la Power 11, că era Power 9 și cu Star Power și cu gadget, înțelegeți ideea. Deci Power 11 pot spune că au omorât jocul, după aia gear-urile. Ce pot să mai zic? Brawl Pass-ul, pentru că Brawl Pass-ul este plictisitor și același lucru și durează 2 luni. E un brawler pe care trebuie să-l faci neapărat taie 30 sau să bagi bani și nu schimbă absolut nimic, deci totul... Știți cum e vorba aia? Mă frate, a fost 13 sezoane. 13 sezoane să ai aceleași reward-uri în afară. Ia uite că am 50 gemuri gratis. Bine! Să ai aceleași reward-uri și nimic schimbat mi se pare exagerat. Încă o chestie ce vreau să menționez, Club League-ul. Foarte plictisitor. Ce ți-e Power League-ul, ce ți-e Club League-ul? Acum au băgat misiunile astea ca... Cumva oamenii se plictiseau și nu jucau, dar și misiunile astea sunt degeaba. Ce poți să mai vezi la jocul ăsta? Deci asta pot spune eu că jocul l-a adus în jos, eu nu m-am lăsat, încă continui ca să mă joc și după cum observați eu nici măcar n-am făcut live cu emote-ul acesta și eu l-am luat, dacă puteți voi observa, deci nici măcar n-am făcut live și am dat meciuri 20 la număr pe toate cele 3 conturi, pentru că eu am 3 conturi. Ah, da, și încă o chestie, avem și ăsta aici de deschis. Hai să vedem o mare parte. Ce ne dă nouă din... Deci avem 3 megaboxuri aici, cu încă 36, 12 megaboxuri în total. Să vedem ce ne dau aceste megaboxuri. Ia. Da. Gear Vision aveam eu nevoie. Gata. Asta au fost megaboxurile de aici. Ah, da, și încă o chestie ce a adus-o și probabil ați uitat. Bagul acela în care a venit oferta de 140 de megaboxuri sau ceva de genul ăla la o reducere de cât? Că nici nu mai țin minte. Știu că a fost ceva de genul 1 euro, 2, 3, 4, 5, nu mai știu, lăsați-i secțiunea de comentarii dacă mai știți oferta aia de megaboxuri foarte multe. Cine a apucat atunci și a maxat contul, cine nu s-a lăsat și atunci pot spune că jocul a avut o mare, mare pierdere. Era bine să vi dea la toți, în mare măsură, adică în egalitate, acea ofertă ca efectiv jocul să nu moară. Am intrat și pe contul secundar, se pare că codul a expirat, ADA, și nu uitați, bineînțeles, să aveți codul Madalin pe șopan, asta este cel mai important, codul n-a expirat odată la săptămâna, dar n-a dispărut deloc. Ia să vedem aici, ne dă și nouă Otis-ul? Nu, stai puțin, pe contul ăsta, bă, da, chiar pe contul ăsta eu nu am Otis-ul și am o șansă de 0,2752%, ia să vedem, mă, încă 2 megaboxuri, 3 iteme, sigur că da, păi o să ți-l dea pe Otis gratis când vreodată e întrebarea, uite, deci 0,2752%, chestia în felul următor, oricâte, ia să vedem, oricâte megaboxuri ai deschide, bro, sunt degeaba, sunt inofensive, adică, să fim serioși. Megaboxurile la momentul de față și dacă primești gratis, bă, broadere, mă. Acum, deci, e ca și cum ar fi 3 megaboxuri gratis. Le deschizi și nu pică nimic. Decât PowerPoint-uri, gear scrap-uri, gear token-uri și același lucru și același lucru de miliarde de ori. Am intrat și pe cel de-al treilea cont. Hai să vedem și aici dacă reușim să luăm ceva. Nu mai știu câte star points-uri am aici. A, am. E ok, e perfect. 7 iteme. Uuu, ce tare! 7 iteme și avem gear token și acum nu o să ne mai dea nimic. Ce tare e și lucrul acesta. Numai, băi, numai lucruri... negative, zic. Opa, avem mai broșu, ia vezi. Poate ne schimbă părerea despre Supercell? Nu știu ce să zic. Da, boys. 8 iteme, bine, 4 gear vision-uri și... star power. Foarte tare. Aici mi se pare că am reușit din nou să fac tier, da, să fac tier 30 și să am 0,1476 șansă, dar o să vin eu cu un live special în care o să iau pesul mai mult ca sigur pe ambele conturi. Pentru că și pe ăsta și pe celălalt pot să iau. Chiar dacă o să bag probabil. Ia, ce avem gratis? Wow! 6 puncte pe Jesse, o să mă ajute foarte mult. Și am revenit și pe contul acesta, dar din păcate nu am decât să deschid un B-box. Da, deci în concluzie nu m-am lăsat de joc și nu am de gând să mă las de un joc în care am investit foarte mulți bani, chiar și cu Clash Royale. Eu n-am mai păsat de foarte mult timp Clash Royale și chiar m-am jucat și mă joc în continuare la challenge-uri, chiar dacă în arenă nu m-am mai jucat și aștept un update mare ca să vină, dar pe Brawl Stars în momentul de față nu ai content, nu ai cum să ții publicul acolo alături de tine. Cu ce? Cu rank 35-uri? Asta e content? Nu, bro. Asta nu e content. E doar timp pierdut și timp irosit de pomană, cum s-ar spune. Challenge-urile sunt bune, dar cât să le joci, o să vedeți imediat că o să jucăm la challenge, cât să joci atunci 10, 20, 30 de minute și atât. Nici de cum să faci un live de 4-5 ore. Sau, nu știu. Vă las pe voi să spuneți, să scrieți în comentarii ce mai găsiți atrăgător la acest joc și ce vă mai ține alături de el, adică să vă mai jucați. Și acum, făcând magia aia blană, doar batem din palme și ne întoarcem în ziua în care va veni challenge-ul acesta. Și gata, magia s-a făcut și am apărut a doua zi cu turneul aici pe zonă și ia să vedem noi ce avem la turneu. Ok, niște star points-uri, niște token-uri. După aceea avem niște B-box-uri, foarte tare, frate. Și încă o chestie ce vreau să o menționez pe acest episod, că uite, avem și un abonat nou, nu uitați să vă abonați acolo pe canal pentru a apărea pe live sau pe episoade. O să vedeți cât de slabi sunt playerii de aici. Bineînțeles că eu sunt alături de 2 colegi din club, pentru că totodată se face și misiunile aici. Totul se pune la dublu, pentru cei care știți sau cei care nu știți. Avem win 20 de battles, dar pentru 20 de battles va trebui decât de 10 ori să jucăm, adică cum ar fi turneul acesta, campionatul acesta. Aveți și defeat enemies 9-6 și deal damage, dar totul se va pune la dublu și o să vedeți imediat cât de slab sunt, dar eu vreau în prima rundă să iau Bonnie, pentru că nu degeaba am făcut rank 35 pe ea. Dar bineînțeles că cred că o să iau așa. Și gata, meciul ni l-a găsit instant și a uitat și joacă adversarii. Joacă lupe mapa aceasta cu Colette. Bro, cine a mai jucat Colette în 2022? Colette te-a ajutat bine, ce drept că e contra asupra lui Bonnie. Dar de ce naiba ai jucat Colette, întrebarea? Hai să vedeți cât de slab. Ia uite, deja l-am omorât pe ăla. Ia uite, asta a dat gadget-ul după perete. Boys, ce părere aveți despre el? Cum să faci treaba asta? Ia uite, am sărit direct acolo și am dat damage. M-am avut și super încărcat, dar am zis, o să mai pierdem timp aici pe episod, pentru că durează foarte mult. Să-l omorâm lejer, pentru că... ce folos? Avem și modul acesta cu minge. Ce folos ca să mai așteptăm și să mai pierdem timpul, e întrebarea. De aceea să vedem unde sunt ăștia. Mai e cineva prin buși sau au ieșit ăștia? Au ieșit ăștia toți, nu te cred. Ok. Și întrebarea este unde este celălalt. Ia uite, pot să l-am omorât aici? Și mai este doar rusul ăsta. E întrebarea următoarea. Bă, cum tot joacă rușii ăștia, mă? Cum apucă să joace? Pentru că, practic, pe ei a scos de pe server și gata. Asta a fost primul meci. Vedeți cât de slab sunt? Adică, tocmai din cauza asta ce spusesem eu mai devreme. Da, și misiunile, observați că se pune la dublu. De ce vă spusesem eu mai devreme? Oamenii s-au lăsat de joc. Cei care mai sunt acum mai sunt decât ăștia, probabil, care se joacă decât la turnee, la campionate Și cei care se apucă acum de joc și încă nu știu cum e treaba cu jocul acesta, că na, până la urmă aici nu e nimic tryhard. Și de caterincă și de amuzament. Să avem grijă aici la BB, pentru că nu vreau să ne pice sprout-ul. Bun, i-am dat acolo de match, iau-te-l pe aici. A murit, easy match din nou. Simplu, floare la ureche. Chiar mă gândesc dacă e la acest challenge să fac și un random pe un cont, ca să observați și voi cât de ciudată e treaba. O să dau aici gadget-ul. Nu știu cum fuge, bro. Ok, am dat super-ul degeaba. Haide, bă, haide, bă, haide, bă. Mamă, ce super a pus acolo MD. Dar mai pus o dată un super, ăla o să moară, ăsta o să se ducă aici. Ia uite, mă, ce soare, băiatul meu. Mă, nu mai sări, mă, nebunule, mă, că mori instant. Easy, din nou, încă un match blană. Ia zi, ce avem următorul? Avem Hozon. Bă, pe Hozon se iau tot Bonnie. Și e drept că am și misiuni pe aici. Ia uite, mai am misiune de Brock, mai am misiune de Bell. Difite nemes cu Bell? Ia mă că e o Bell așa de control. Așa, să mai jucăm și altceva. Știi că dacă jucăm același lucru, devine plictisitor. Deci devine plictisitor să-i bați pe ăștia în continuu și să nu avem nicio șansă ca să-ți poată face ceva. O să vedeți imediat. Uite pe ăștia cu double tank, bro. Mamă, dar ce bine mi intră hiturile, nu te cred. Dau și super. Deci cu double tank e foarte greu ca să le dai damage. Da, și când ai control asupra meciului, s-au dus băieții mei. Unde sunt ăștia, mă, prin buși? Iau. A dat acolo, Oxongi a dat super-ul, am mai dat și acolo un hit. O să pun aici super-ul. Ce vorbești, mă, proatele, bă, dacă mi se mișcă jocul. Gen, mi se mișcă jocul excelent. E hit-ul direct, bro, a făcut ăștia ceva la servere? Uitați-vă și voi, e hit după hit. Super-ul, blană, totul, frățiorul meu, ești nebun, mai pun și super-ul aici și s-a terminat și mecheria. Hit aici. Ăla moare acolo. Vine Nita, îi dau hit. Hit aici. A murit, n-o să moară, nu încă, o să dau super-ul. Vine ăsta cu Frank. Le-am dat damage, am dat hit acolo, n-a murit încă, o să mai dau un hit. Spawner, bro. Efectiv, oamenii sunt spawneri. L-am omorât acolo? Aoleu, cum am dat hit-ul ăla pe lângă. Easy. Ce să... Nu mai avem ce să mai zicem. Nu mai avem ce să mai zicem. Din păcate, uite, am făcut decât 2 kill-uri. Dar ce mai contează treaba asta? Important e să-i bătem pe ăștia, să fie spawner oamenii. Deci ăsta e al 4-lea meci. Ok, al 4-lea meci, după aceea o să fie un alt game mode. O avem pe Penny acolo. Penny a fost bună și a primit și nerf, ce-i drept. Încă e enervantă, doar că e enervantă din prisma turetei. Nimic altceva. Doamne, dar cum intră auto-aim-ul, bro? Nu înțeleg. Cum e posibil așa ceva? Easy, l-am omorât acolo, nici nu m-am omorât pickaxe-ul. Să am grijă aici ca să mă și regenerez, o să stau invizibil. Squeak e bună din prisma gadget-urile acestea pe care îl vedeți voi aici, de a-ți da încetinire. Am reușit acolo să mă feresc. I-am dat hit lui Karl. Încă a pus încetinirea, încă mai am încetinire, bro, aici de la Squeak. O să vină pe mine. Easy. N-ai ce să faci cu ei. Opa, mi-am luat splash acolo. Iară pune încetinire. N-am mai pus încetinire acolo, se pare. Aici e ok că mi-a pus. M-am prins de idee. N-a reușit să dea nimic acolo. I-am dat hit. Oh, hello, ce m-au omorât acolo. E pentru prima dată când am căzut și eu. Am căzut la datorie, cum s-ar spune. Dar ce contează, bro, este easy. 4 meciuri, dominanța totală. Și am reușit să mai fac 3 kill-uri. Vedeți că aici misiunea deja de damage o se pune. Bine. Următoarea mapă este Bounty. Mapa aceasta nu îmi place mai deloc, ce-i drept. Dar pentru această mapă avem micunealta secretă, cum am zis, minunealta. Micunealta secretă, care este Bo, bineînțeles, sigur că da. Bo, Tara și cu Rosa sunt cei mai buni brawleri pe mapa aceasta, pot spune. Într-adevăr, nu prea îmi place mapa asta când vine vorba de Power League, Club League, pentru că se banează tot tipul brawlerii aceștia. Se banează brawlerii și nu prea e o idee minunată. Ok, acolo MD s-a dus, a dat încetinire și a reușit să ia și această luță. După cum observați, oamenii sunt atât de slăbuți încât mă omoară. What? Nu chiar. Am omorât acolo. A venit ăsta aici și a luat damage. A venit și Tara. I-am dat și damage acolo. Unde să mai pun eu superul ca să vedem? Uite, o să pun aici superul. Uite, acolo deja s-a spart bușul. Am dat și acolo un damage. Am mai dat un damage. Rosa e prea OP. Tara e prea OP și ea. Bro, este easy. Uite, uite cât damage au luat aia acolo. What? Bro, what? Bine că n-a reușit să mă omoare acolo Emzu. Am mușcat Bo de foarte mult timp și trebuie să se înțeleagă faptul că nu mai am o experiență fantastică pe Bo. Chiar dacă Bo, sincer să fiu, e meta la momentul de față. Adică e foarte, foarte bun și joacă și la nivel competitiv oamenii. Deci am minele acolo, nici nu s-au atins de ele. De aici un damage. Na, mă, n-ai ce să faci, bro, n-ai ce să faci. La momentul de față pe jocul ăsta nu mai ai ce să mai faci. Adică uitați-vă și voi. Sunt spawner oamenii. Dacă aș fi în locul lor, nu știu, m-aș lăsa. Bun, am făcut și eu acolo kill-ul. Vine Tara acolo, am omorât-o. O să pun aici minele. Probabil că o să vină pe aici, nu? Easy. Easy și acolo. Bravo, Brawl Stars! Ați făcut din jocul ăsta ceea ce cu toții ne doream. Ok, deci misiunea s-a pus. Avem și un B-box, bineînțeles, din care nu ne va da mai nimic. Cred eu că trebuia să profit mult mai mult de acest Karl. Să-l fac rank 35 și pe el. Pentru că e foarte OP. În momentul de față consider că e unul dintre cei mai buni brawler de pe joc. Wow, ce l-am ras. Am dat cu peretele acolo. Hit acolo, bine. Hit acolo, a murit. Nu cred că are sens, ok, nu avea sens ca să dau superul. Bine acolo. Cât pe aici, ok. Singurul care o să ne pună probabil probleme o să fie Mortis. Mortis, bringer of you. Mortis, bringer of vieți. Bine. Bine acolo. Mortis, bringer of you. De când am mai zis treaba asta? Mortis, creature of the night. Mortis. Well played. Și gata, astea au fost gemurile? E Mortis aici, nu? Da, era Mortis. No, e prea OP, e prea OP Mortisul. Am zis Mortisul. E prea OP Carlo. Ei bine, cum necum, avem un lose la momentul de față pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu Poloxongi într-un meci, a murit și ăla a fost meciul. Da, se mai întâmplă. Am zis pe episodul ăsta că dacă facem un lose se termină, dar e păcat, mai ales că mai am decât 2 meciuri. Și e cu 4 lose-uri? Nici nu m-am uitat la lucrul ăsta. Bro, am mai băgat și cu 4 lose-uri. Ce ai, frate, că e lejer. E lejer tare, hai să vedem pe Wipeout, am luat eu Tara pentru că n-am ajutat nici cu Tara de foarte mult timp și Tara este foarte pe mapa aceasta. Bineînțeles că și Crow e bun. Sperăm că nu mai luăm un luz din nicăieri. Ar fi minunat. Uite pe ăștia aici. Am dat acolo, l-am omorât. Este Crow foarte low HP, nu cred că pot să-l omor, n-am vrut să mă duc agresiv. Nu avea sens. Sergio nici măcar n-are super încărcat, dar vezi că Sergio ar fi în mare parte OP pe mapa aceasta. De ce pasiv stau oamenii, mă? Bine, l-am omorât acolo. Cum o să stea așa pasiv? Uite-te la ei. Am nevoie de super. Bine acolo. Wow, 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 mă așteptam la ceva mai agresiv. Dacă am super încărcat s-a terminat șmecheria. 6-0 scorul. A murit? Cred că ăsta a și renunțat Crow. Eu cred că mai joacă. Faceți noi un double kill aici frumos? Easy! Da, și ultimul meci. Ultimul meci și ia să vedem cu kill-urile cum stăm noi cu misiunea aici. Reușim să o facem? Deci avem 18. O, la kill-uri o să fie mai greu pentru mine. Dar deja, da, win-urile le facem acum, nici nu se pune problema. Aia cu kill-urile probabil că o să mai joc și eu și o să fac misiunea ca să scăpăm. Destul de lejeră misiunea săptămâna aceasta la club. Îl avem pe Carl aici. Aolo, n-a murit. Cred că e ok. 4-4-4, lol. A murit acolo, perfect. Bun, deci n-a venit Carlo pe mine, e minunat, e minunat. Crezut că va veni pe mine. Au un comp destul de interesant, Mortis cu Karl. Și Mortis o să vină agresiv. E, aici nu mai puteam să mai rezist, de 7-3 scorul. Nu mai aveam cum să mai rezist, dar măcar a făcut 2 kill-uri. 2 kill-uri legere. Mortisul e o problemă că vine agresiv peste noi. Se înțelege ideea. Wow, până unde a dat Carlo, nu te cred. Doamne, cât de OP e Carlo, bro, și din partea altă când joci versus el. Hai, frate, mai stați mult pasivi. Doamne, ce jucători pasivi! Incredibil. Deci e incredibil. Let's go. Trebuie să-l omorăm și pe celălalt, dar hai ăsta în bază la noi și s-a terminat și pe chiria. GG, well play. Bă, dar ce pasivi au fost ăștia ultimii. Mă, ce aveți, mă? Bun, perfect. Am reușit aici să fac, cred că doar 4 kg și s-a pus ca dublu. 3 gear token de speed. Și avem un reward de spray care este acesta. Și spray-urile știți bine că e un lucru adăugat în update-ul acesta, care e degeaba, îl pui pe jos și nu face nimic. Adică am luat atâtea spray-uri și gândiți-vă că mai sunt și astea pe shop. Da. În fine, cam asta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de butonul de like și de abonare. Am vorbit puțin și am mai jucat și niște Brawl Stars pe foarte mult timp pentru că mi-a zis chestia asta. Și cumva mă simțeam și datorat vouă să vă spun tot ce s-a întâmplat. Ia uite să mai luăm și pinul astea. Suntem la tier 55. Așteptăm Star Power 2 să mai testăm și pe Otis dacă va fi bun. Toate cele bune. Ne vedem data viitoare la un episod de Brawl Stars cu siguranță. Pa, pa! Subscribe.